Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local din luna aprilie 2024. Avem pe ordinea de zi 18 proiecte. Îl rog pe domnul președinte spre conducerea și să intre pe ordinea de zi. Bună ziua, bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local din data de 30.04.2024 cu prezență fizică și prin mijloace electronice. Prezenți fizic în sala de ședință sunt un număr de 11 consilieri, în online sunt un număr de 6 consilieri. Propun spre aprobare proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 30.04.2024. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă? În online? Toată lumea este pentru. În unanimitate a fost adoptat proiectul ordinii de zi. Punctul numărul 2 pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din data de 29.03.2024. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă? În online? În unanimitate a fost adoptat și acest punct de pe ordinea de zi. Punctul numărul 3 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Dărmănești, județul Bacău, pe anul 2024, inițiator domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Am să prezint foarte pe scurt proiectul de hotărâre prin rectificarea bugetului local. Vizează creșterea veniturilor bugetului Sursa pe anul 2024 cu suma de 46,31.000 lei la partea de venituri și similar la partea de cheltuieli, conform anexelor 1-3 pe care le-am prezentat în ședința pe comisii. Principala modificare, rectificare sau problemă care a vizat rectificarea bugetului local a fost introducerea în buget a achiziția autovehiculului cofinanțat prin programul RAVLA, proiect pe care l-am obținut în urma cererii de finanțare depuse la Ministerul Mediului. Ca atare, trebuie să suplimentăm contribuția noastră cu 46,31.000 lei, parte care vine să cofinanțeze prima pe care de 120.000 de lei pe care am luat-o prin Ministerul Mediului. În urma acestei rectificări, practic, avem alocată resursa financiară pentru a putea achiziționa un autovehicul 100% electric. Celelalte influențe le-am discutat în ședința de comisii. Dacă aveți întrebări, doamna contabil șef vă stă la dispoziție. Dacă nu, mulțumesc, au fost avizate, toate cele trei comisii au avizat favorabil proiectul de hotărâre. Mulțumim, domnule primar. Precizez că toate proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi au primit avizele comisiilor de specialitate. Supunem la vot punctul numărul 3 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? În unanimitate a fost adoptat și acest punct de pe ordinea de zi. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2025 cu rata inflației de 10,4% la nivelul orașului Dărmănești, județul Bacău. Inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești, domnule primar, vă rugăm. Conform dispozițiile articolului 491 din legea 227/2015 codul fiscal, suntem obligați ca până la 30 aprilie a fiecărui an să emitem, să aprobăm o hotărâre de Consiliu în vederea indexării taxelor și impozitelor aferente anului următor. Având datele de la statistică, propunem pentru anul 2025 indexarea cu rata inflației de 10,4% a impozitelor și taxelor locale reglementate prin codul fiscal. Indexarea, deci la articolul 2, aprobăm indexarea cu 10,4% a limitelor minime și maxime la amenzilor aplicate de organul fiscal în cazul persoanelor fizice și juridice pentru anul 2025. În decembrie 2024, când se vor aproba taxele și impozitele aferente anului 2025, se va ține cont de această hotărâre care vizează indexarea cu rata inflației de 10,4%. Dacă sunt întrebări? Dacă sunt diferențe de inflație, se va corecta conform datelor de la momentul respectiv. Mulțumesc. Dacă nu mai sunt întrebări, supunem la vot punctul numărul 4. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă? În unanimitate a fost adoptat și acest proiect de hotărâre. Punctul numărul 5 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea fondurilor din bugetul local pentru organizarea manifestărilor cultural-artistice dedicate evenimentului Târgul Gospodăriilor de Produse Montane la Porțile Nemirei, Tradiții și Obiceiuri, ediția a 7-a 2024. Inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești, domnule primar, vă rugăm. În fiecare an, așa cum, după cum bine știți, organizăm Târgul Gospodărilor de Produse Montane la Porțile Nemirii, Tradiții și Obiceiuri, suntem la 7-a ediție, practic încercăm să susținem, să promovăm produsele din gospodăriile montane, în special cele de pe raza orașului Dărmănești. Avem un număr mare de crescători de animale și prin acest târg de produse din gospodăriile montane oferim șansa acestor mici producători ca să-și valorifice aceste produse, să poată crește de la an la an și, ce mai important, să poată să se facă cunoscuți. Târgul de produse tradiționale a crescut, așa cum spuneam, în fiecare an. În acest an își va deschide porțile în perioada 18-19 mai. Am alocat 30.000 de lei pentru organizarea acestui târg și sigur că această sumă vizează cheltuielile cu organizarea târgului, anunțuri de promovare, sonorizare, tipărire, banere, cazare și așa mai departe. Sperăm să fie și această ediție o reușită și invităm pe această cale toți cei care produc în gospodăriile proprii pe Valea Trotușului și nu numai, să fie prezenți la aceste. Dacă aveți întrebări... Precizați și locația ca să... În piațeta din fața primăriei. Și participarea este gratuit, nu costă nimic pe nimeni. Exact. Da. Mulțumim. Dacă mai sunt întrebări? Dacă nu mai sunt întrebări, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? În unanimitate a fost adoptat și acest proiect de ordine de zi. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de acordare a sprijinului financiar unităților de cult din orașul Dărmănești, aparținând cultelor religioase recunoscute pentru anul 2024. Inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești, domnule primar, vă rugăm. Și în acest an aprobăm programul de acordare a sprijinului financiar unităților de cult de pe raza orașului Dărmănești. Avem ca și bază legală OG 82. Practic, în anexa numărul 1 la proiectul de hotărâre avem toți pașii pe care trebuie să-i parcurgă cei care solicită sprijin financiar în cadrul acestui capitol și mă refer aici la unitățile de cult. Avem deja câteva solicitări făcute de o parte din preoții de pe raza orașului Dărmănești. Îi așteptăm să vină și pe ceilalți. În cadrul acestui program am alocat în acest an 210.000 de lei. Parcurgem etapa, depunem documentele așa cum trebuie și cu siguranță Consiliul Local, prin această resursă de 210.000 lei, va sprijini o parte din proiectele care se desfășoară de unitățile de cult pe raza orașului Dărmănești. Dacă sunt întrebări? Supunem la vot punctul numărul 6 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă, în unanimitate a fost adoptat și punctul numărul 6 de pe ordinea de zi. Punctul numărul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către UAT orașul Dărmănești a unui autovehicul electric prin programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant, din punct de vedere energetic 2020-2024, programul RABLA Plus 2024. Inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Mulțumesc că am depus o cerere de finanțare, așa cum spunea domnul președinte, pentru programul RABLA Plus 2024. Am fost selectați, am câștigat această, să zic, competiție cu alți colegi din țară.
ne propune să achiziționăm un autovehicul electric marca Renault Megane Tech Equilibre 100% electric prin programul Rabla Plus 2024. Valoarea acestui autovehicul 38.605,68 euro, din care 120.000 de lei este valoarea ecotichetului finanțat prin programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, iar diferența o punem noi din bugetul local al UAT Oraș Dărmănești. În rest, am avut discuții pe comisii, dacă sunt alte întrebări. Se plătește diferența aia ratii sau... Suntem o unitate administrativ-teritorială cu pretenții. Noi plătim pe loc, nu avem nevoie de... Am mai avut și rate. Nu, n-am avut rate. Nu le-am plătit integral. Nu, în mandatele noastre. Nu. Ce-i vrea? Nu. Plătim integral, de asta alocăm diferența cât e și vom lua 120.000 de lei de la program și diferența o plătim noi. Ce trebuie să mai lua un leasing? Da. Da, despre... Mulțumim, dacă mai sunt întrebări. Cum? Puteți multe mii de euro plata integrală. Pentru că facem plata integrală, am obținut un bonus de 5.000 de euro. Dacă am fi plătit în rate, ar fi fost cu 5.000 de euro mai mult, 5.000 și ceva de euro mai mult. Plus dobânzi, plus altceva. Și faptul că plătim, da, plătim fără niciun fel de credit, avem odată acest ecobonus de 5.000 de euro, plus, sigur, dobânzi și așa mai departe. Mulțumesc, dacă mai sunt întrebări. Sunt întrebări? Dacă nu mai sunt întrebări, supunem la vot punctul numărul 7 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? În unanimitate a fost adoptat și punctul numărul 7 de pe ordinea de zi. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale a orașului Dărmănești la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Proiectul de hotărâre propune aprobarea cotizației anuale a orașului Dărmănești la patrimoniul ADIS. În AGA ADIS a fost stabilit pentru orașul Dărmănești suma de 55.000 de lei. Suntem în același capitol cu alte orașe similare nouă din județul Bacău. Practic, prin acest proiect de hotărâre, spuneam, aprobăm cotizația la patrimoniu ADIS și vom face și o plată în perioada următoare. Dacă sunt întrebări, mulțumesc. Supunem la vot punctul numărul 8 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Se abține cineva, este cineva împotrivă, în unanimitate și în online. 17 voturi pentru. Punctul numărul 9 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor de proiectare, notă conceptuală și temă de proiectare, în vederea elaborării documentației tehnico-economice faza SF-DALI, pentru obiectivul de investiții, extinderea sistemelor de canalizare pe strada Plopului, strada Izvorului și strada Plopu din orașul Dărmănești, județul Bacău, finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență, componenta C1, managementul apei. Inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Este vorba de un proiect foarte important la care noi am lucrat mai bine de jumătate de an, și anume canalizare în cartierul Plopu și cartierul Păgubeni. Am obținut finanțarea pentru acest proiect. Este vorba de peste 15 milioane de lei, așa cum spunea domnul președinte, finanțat din fonduri europene, prin Programul Național de Redresare și Reziliență, managementul apei. Prin acest proiect de hotărâre, practic, noi începem procesul de implementare a proiectului mare de canalizare în Plopu și Păgubeni. Pentru că m-am mai întrebat unii din cartierul Plopu ce urmează să facem acolo sau din Păgubeni. După ce vom reuși să parcurgem etapele de implementare acestui proiect de 15 milioane de lei, însemnând canalizare în cartierul Plopu și în cartierul Păgubeni, vom reuși să mergem la etapele următoare de asfaltare. Vreau să vă spun că pentru cartierul Plopu proiectul de asfaltare este depus la Compania Națională de Investiții, este PT-ul finalizat. Pentru că știam că vom reuși să obținem finanțare pentru canalizare, am
amânat cumva implementarea asfaltării, pentru că altfel n-am fi putut să ducem la bun sfârșit canalizarea la Plop. Pentru că, așa cum am precizat, am reușit să obținem finanțare și pentru cartierul Plopu. Vom finaliza întâi canalizarea, după care vom veni cu proiectul de asfaltare. Iar în cartierul Păgubeni, proiectul de asfaltare este în analiză la noi și vom face, îl vom susține din bugetul local, pentru că este o suprafață mai mică, din punct de vedere, o lungime mai mică, comparativ cu cartierul Plopu. Deci, astăzi am demarat procesul de implementare a acestui proiect, aprobăm nota conceptuală, aprobăm tema de proiectare și dăm drumul la acel SF mixt care va spune exact pe unde vine canalizarea în cartierul Plopu și Păgubeni, cât va costa, cum vom face trecerea din cartierul Păgubeni spre stația de epurare și așa mai departe. Dacă sunt întrebări, vă rog. Mulțumesc. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot punctul numărul 9 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? În unanimitate a fost adoptat și punctul numărul 9 de pe ordinea de zi. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiție, crearea unui centru de zi de asistență și recuperare cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu în orașul Dărmănești, județul Bacău, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta C13, Reforme Sociale, investiția I4, crearea unei rețele de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice. Inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. O să le rugăm dacă merge. Este un proiect la care, la fel, am lucrat foarte mult. Rulează proiectul pe monitorul din spatele meu. Practic, vom construi, un centru de zi, de asistență și recuperare cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu în orașul Dărmănești, în zona fostului spital. Acest centru de zi, de asistență și recuperare, se adresează persoanelor vârstnice. Vom avea și o echipă mobilă care se va deplasa la domiciliu în cazurile, mai grave, la cazurile mai grave. Practic, finanțarea este din fonduri europene. Astăzi avem la ordinea de zi aprobarea studiului de fezabilitate, deci suntem cu un pas în față, aprobăm indicatorii tehnico-economici, devizul general și așa mai departe. Imediat după ce vom aproba acest proiect, vom încărca studiul de fezabilitate în platforma PNRR, după care vom trece la faza de proiectare și credem că undeva spre august ar trebui să parcurgem etapa de achiziția constructorului. Deci în acest an, cu siguranță, vom începe construcția celui de-al doilea centru de zi, care, sigur, va arăta așa cum rulează imaginile din spatele nostru. Spuneam că persoanele vârstnice sunt o prioritate pentru administrația noastră și prin acest centru de zi, practic, vom găsi soluții la problemele vârstnicilor, care astăzi, sigur, fie nu-și găsesc rezolvarea, fie își găsesc rezolvarea în alte localități. Dacă aveți întrebări, mulțumesc. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot punctul numărul 10 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate a fost adoptat și punctul numărul 10 de pe ordinea de zi. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a terenului intravilan, având categoria de folosință curs construcții, identificat cu număr cadastral 60510, în suprafață totală de 2.382 m², situat în calea Trotușului, orașul Dărmănești, imobil ce aparține domeniului privat al UATE, orașul Dărmănești, județul Bacău. Inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Avem un teren cu suprafață de 2.382 m², situat în calea Trotușului, el aparține domeniului privat al orașului Dărmănești. Acest teren a fost închiriat cu mai bine de 10 ani în urmă unui agent economic.
acel agent economic a solicitat împărțirea în două loturi a terenului și în funcție de situația reală din teren propunem dezmembrarea. Lotul 1, 1248 metri pătrați, lotul 2, 1134 metri pătrați. Cele două loturi vor fi intabulate, fiecare lot va avea propriul număr cadastral, în așa fel încât fiecare agent economic care desfășoară activitate economică pe lotul 1 și 2 să poată să-și desfășoare activitate. Dacă sunt întrebări, supunem la vot punctul numărul 11. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? În unanimitate a fost adoptat și punctul numărul 11 de pe ordinea de zi. Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de principiu pentru efectuarea unui schimb de imobil aparținând domeniului privat aluat de orașul Dărmănești cu un imobil aflat în proprietatea privată a familiei Micu George Mădălin și Micu Alexandra. Inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești, domnule primar, vă rugăm. Avem o solicitare din partea unor persoane fizice de pe raza orașului Dărmănești să facem un schimb de imobile care sunt proprietate privată, după cum urmează. Imobilul propus la schimb de către familia Mihu George și Alexandra are suprafața de 2180 de metri pătrați, este intravilans, situat în strada Chimiei, oraș Dărmănești, are numărul cadastral 62672. Și ei sunt proprietari în baza unui contract de vânzare-cumpărare și propune, la schimb, ca OAT Oraș Dărmănești să dea un teren cu o suprafață de 1248 de metri, mult mai mică, tot intravilan, situat în calea Trotușului, în care, sau pe care, pe acest teren care aparține domeniului public al orașului Dărmănești, persoane menționate mai sus, desfășoară o activitate economică. Doresc ca să obțină o finanțare europeană pentru activitatea economică pe care o desfășoară pe terenul primăriei și una dintre condiții este ca să fie proprietari de teren. Vom, în urma acestei hotărâri de Consiliu, vom face o evaluare, un expert autorizat ANEVAR, vedem care este valoarea terenului primăriei, care este valoarea terenului propus la schimb și într-o ședință viitoare vom adopta, eu știu, sau nu, acest schimb. Dacă sunt întrebări, mulțumesc. Supunem la vot punctul numărul 12. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă, în unanimitate a fost adoptat și punctul numărul 12 de pe ordinea de zi. Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute în favoarea SC Delgaz Grid SA asupra terenului în suprafață de 215 metri pătrați situat pe domeniul public al orașului Dărmănești pentru execuția lucrărilor de îmbunătățire nivel de joasă tensiune în rețeaua de joasă tensiune aferentă pe T14 Dărmănești, oraș Dărmănești, județul Bacău. Inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. În urma solicitărilor făcute de mai mulți cetățeni de pe raza orașului Dărmănești vis-a-vis de puterea instalată în rețeaua de energie electrică, la rândul nostru am făcut solicitări către operatorul regional, în cazul nostru Delgaz Grid, pentru a îmbunătăți nivelul de tensiune în rețeaua de joasă tensiune aferentă mai multor puncte, posturi de transformare de pe raza orașului Dărmănești. Avem la ordinea de zi trei astfel de solicitări și în vederea implementării acestor proiecte și investiții pe care Delgaz Grid-ul le derulează pe raza orașului Dărmănești, trebuie să adoptăm proiecte de hotărâri de Consiliu, prin care noi acordăm cu titlu gratuit dreptul de uz și servitute în favoarea operatorului Delgaz Grid SA. În cazul proiectului de față, este vorba de o suprafață de 215 metri pătrați, teren care aparține domeniului public al oraș Dărmănești și care vizează postul de transformare numărul 14 din cartierul Brătulești.
Pentru că noi, și în cartierul Brătule, și în celelalte cartiere care vizează modernizarea rețelelor, fie de medie, fie de joasă, avem și alte proiecte care sunt în derulare, cum este cazul Brătuleștiului. Am predat Companiei Naționale de Investiții amplasamentul pentru asfaltarea străzilor. Am solicitat ca în exercitarea dreptului de uz și servitute asupra terenului suprafață de 215 metri pătrați, operatorul să fie condiționat de prevederile hotărârilor Consiliului Local date anterior, prin care noi am predat aceste amplasamente către diversi finanțatori, în cazul de față Companiei Naționale de Investiții. Și am condiționat ca desfășurarea lucrărilor care vizează proiectul de față să țină cont de reabilitarea și modernizarea infrastructurii de străzi din cartierul Brătulești. Mai exact, proiectul care va fi făcut pentru modernizarea rețelelor electrice să țină cont de proiectele pe care noi deja le implementăm acolo și mă refer aici la modernizarea prin asfaltarea străzilor din cartierul Brătulești. Este un proiect absolut necesar. Practic, întărim rețeaua, creștem capacitatea de furnizare a energiei electrice atât persoanelor fizice cât și juridice, extindem anumite rețele în anumite zone. Asta datorită faptului că localitatea se dezvoltă, apar noi capacități de consum și rețelele electrice de cele mai multe ori sunt depășite. Dacă aveți întrebări, mulțumesc. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot punctul numărul 13 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? În unanimitate a fost adoptat și punctul numărul 13 de pe ordinea de zi. Punctul numărul 14, proiect de hotărâre privind acordarea cu titlul gratuit a dreptului de uz și servitute în favoarea SC Delgas Grid S.A. asupra terenului în suprafață de 2.992 m² situat pe domeniul public al orașului Dermănești, pentru execuția lucrării modernizare LEA joasă tensiune aferentă PTA 3 Sălătrug, județul Bacău. Inițiator, domnul primar al orașului Dermănești. Domnule primar, vă rugăm. Este un proiect similar cu cel prezentat anterior. Delgas Grid solicită de această dată modernizarea liniei de joasă tensiune aferentă PTA 3 Sălătrug, deci în cazul Sălătrug, solicită pentru ocuparea temporară o suprafață de 2692 de metri pătrați, împărțită pe mai multe zone, prize de pământ, stâlp degradat trebuie înlocuit și așa mai departe. Practic, și în cazul proiectului de față, am condiționat exercitarea temporară a dreptului de uși și servitute de două hotărâri care le-am emis anterior și care vizează lucrări de modernizare a infrastructurii de canalizare în cartierul Sărătrug și de extinderea rețelei de gaze în același cartier. Deci, în cazul proiectului de hotărâre, cei de la Delgas Grid vor ține cont de proiectele pe care noi le-am aprobat anterior, așa cum am spus. E vorba de hotărârea numărul 52 din 2024 și 121 din 2020. Dacă sunt întrebări, mulțumesc. Supunem la vot punctul numărul 14 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, în unanimitate a fost adoptat și punctul numărul 14 de pe ordinea de zi. Punctul numărul 15, proiect de hotărâre privind acordarea cu titlul gratuit a dreptului de uși și servitute în favoarea SC de la Grid S.A. asupra terenului în suprafață de 1330 m² situat pe domeniul public al orașului Dermănești, pentru execuția lucrării, modernizare, LEA joasă tensiune aferentă PTA 1 Sărătrug, județul Bacău. Inițiator, domnul primar al orașului Dermănești. Domnule primar. Este a treia investiție pe care Delgas Grid intenționează să o dezvolte pe raza orașului Dermănești în rețeaua de joasă tensiune. În acest caz vorbim de PTA 1 Sărătrug, mai devreme PTA 3. La fel și aici, 1330 de metri pătrați din domeniul public al orașului Dermănești. Pentru 1300 solicită constituirea dreptului de uz și servitute. Și în acest caz avem
defalcat, 1000 de metri pentru ocuparea temporară, conductoare și elemente conexe, 120 de metri temporar pentru un stâlp degradat care trebuie înlocuit, prize de pământ și așa mai departe. Și în acest caz, hotărârea este condiționată de emiterea celorlalte două hotărâri, 52 din 2024 și 121 din 2020, care vizează, pe de o parte, extinderea rețelei de canalizare cartierul Sărătrup, am predat amplasamentul către CRAB și dezvoltarea rețelei inteligente de gaze în cartierul Sărătrug este la proiectare, de fapt e, l-a verificat proiectul tehnic, cât de curând vom trece la execuție. Și am condiționat cele două investiții ale Delgazului în cartierul Sărătrug de, eu știu, corelarea proiectului tehnic cu celelalte proiecte care le avem deja finalizate sau în curs de finalizare. Dacă sunt întrebări, supunem la vot punctul numărul 15. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? În unanimitate a fost adoptat și punctul numărul 15 de pe ordinea de zi. Punctul numărul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului minim de referință a masei lemnoase propuse spre exploatare din fondul forestier al UAT orașul Dărmănești în anul 2024. Inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. După cum bine știți, suntem proprietari unei suprafețe de 1300 de hectare de teren cu vegetație forestieră. Avem aprobat un amenajament silvic și în fiecare an avem o cantitate de masă lemnoasă pentru exploatare. În anii anteriori nu am scos aceste cantități de masă lemnoasă pentru că știam că vom avea proiecte multe cu fonduri europene care au nevoie de cofinanțare și din aceste sume pe care le încasăm din vânzarea maselor lemnoase asigurăm o parte din banii necesari pentru cofinanțarea proiectelor europene. Am solicitat Ucoli Silvic care asigură paza acestei suprafețe de pădure să asigure, eu știu, lucrările care țin de marcat. Am avut două APV-uri aduse recent. Cantitatea e 2435 metri cubi, volum brut, sunt tăieri succesive, sau produse accidentale. Prețurile sunt în urma analizării pieței. 330 am propus noi pentru tăierile succesive și avem niște accidentale care nu prea sunt de calitate într-un volum mult mai mic, 250. Am propus acest proiect de hotărâre pentru a putea aproba prețurile de pornire la licitație, pentru că vom lansa o licitație publică cu strigare și sperăm noi să avem și agenți economici care să ajudece această masă lemnoasă și sigur să constituim venit la bugetul local pentru a ne putea cofinanța proiectul. Dacă sunt întrebări, mulțumesc. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot punctul numărul 16 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? În unanimitate a fost adoptat și punctul numărul 16 de pe ordinea de zi. Punctul numărul 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării prin licitație publică cu strigare a masei lemnoase pe picior propuse spre exploatare provenit din produse principale din fondul forestier al UAT orașul Dărmănești în anul 2024. Inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Dacă la hotărârea anterioară am aprobat prețul de pornire, prin acest proiect de hotărâre propun aprobarea valorificării prin licitație publică cu strigarea masei lemnoase pe picior, propusă spre exploatare și provenită din produse principale din fondul forestier al UAT Oraș Dărmănești, aferent anului 2024. Volumul scos la licitație este 2737,69 metri cubi. Avem toată documentația de atribuire caietul de sarcini prevăzută în anexa 2, cei care sunt interesați, mă refer aici la agenții economici, de săptămâna viitoare cu siguranță vom intra într-o procedură de, după data de 7 mai, de lansare a licitației cu strigare. Sperăm să
avem agenți economici interesați, practic vom, spuneam, vom, prin valorificarea acestei mase lemnoase, vom asigura cofinanțarea unei părți din nevoia pe care o avem la proiectele europene. Dacă sunt întrebări, mulțumesc. Mulțumim. Dacă nu sunt întrebări, supunem la punctul numărul 17 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate a fost adoptat și punctul numărul 17 de pe ordinea de zi. Punctul numărul 18 diverse. O să-i dăm cuvântul domnului primar, după care să vă înscrieți. Dacă câteva cuvinte am să vă spun. În primul rând, pentru că sunt sărbătorile pascale, transmit tuturor sărbători fericite, liniștite, în familie, cu pace și cu dragoste creștinească. Sperăm să nu avem niciun fel de probleme neplăcute. Noi asigurăm prin poliția locală și prin personalul pe care îl avem la dispoziție în această perioadă de pauză, eu știu, strictul necesar, confort ce avem. Vă mai informez că în perioada 18-19 mai avem acest târg de produse tradiționale în fața primăriei și vă invit să participați, pe de o parte, în calitate de producători și toți cei care sunt crescători de animale și au participat și în anii anteriori și nu numai, chiar cei care sunt producători de obiecte artizanale sau altfel de obiecte care țin de producerea în gospodăria proprie, sunt invitați aici. Nu costă absolut nimic. Punem la dispoziție standuri. Rugămintea mea este să vă informați din timp ca să știm să putem pregăti câte o eu știu, un lot, câte o masă, câte ceva, un stand pentru fiecare. Ceilalți care doriți să participați în calitate de turiști, de degustători, sunteți invitați din județul Bacău, de pe Valea Trotușului, a Taslăului și nu numai. Suntem într-o continuă, eu știu, dezvoltare și avem mai multe proiecte și cerem scuze disconfortului creat, în special în cartierul Brătulești, pentru că se lucrează foarte intens la modernizarea străzilor și mi-a mai scris că e greu de ieșit din curte cu mașina, dar trebuie să înțelegem că e o perioadă un pic dificilă, dar constructorul se mobilizează foarte bine și reușește în 2-3 zile să vină cu infrastructura necesară în așa fel încât să evite cumva disconfortul. Sigur că avem și pe strada Chimiei, am dat drumul la proiectul pentru piste de bicicletă, la fel și acolo cei care sunt afectați ne cerem scuze și în numele nostru și a constructorului, pentru că există o perioadă de disconfort, dar cu siguranță în termen scurt lucrurile se remediază. În rest, sărbători cu bine și Doamne ajută. Dacă aveți întrebări, vă rog. Mulțumim, domnule primar. Vă rog. Să întreb dacă constructorul care a asfaltat cartierul Poiana a depășit termenul de garanție. Am văzut despre ce este vorba acolo. Este ieșit din garanție, lucrăm acolo. Dar mai sunt niște zone puțin mai fel. A ieșit din garanție. Acolo rețeaua de canalizare nu a fost conform, a fost parte de rețeaua, cred că rețeaua de canalizare, și acolo s-a creat acea crevasă, dar intervenim la ea și o rezolvăm. E ieșit din garanție. Am verificat-o prima dată. Dar oricum nu era din cauza constructorului, din cauza rețelei de canalizare. După constructor a asfaltat-o după canalizare. Chiar sigur. Dacă... Da, canalizarea fiind spartă, el de acolo s-a tot scurs. Deci au dus până în canalizare acum, de când au reparat. Da, da. Dacă mai e mai jos acolo un pic, la capătul străzii Nemira. E un pătrat. Am văzut. Alele plombă aici. Da. Mulțumim, doamna Mirela. Da, o rugăminte la dumneavoastră, domnul. Deci a văzut proiectul de strada Chimiei. Este într-adevăr, o să fie de mare amploare. Rugămintea mea este următoarea. Sâmbătă seara. Deci voi vă dau contextul și dumneavoastră analizați. O cunoștință de-a mea a găsit un copil acolo găsit cu bicicleta pentru că pe zona respectivă nu este semnalizată era... lucrarea. Îi transmite constructorului să-și semnalizeze lucrarea. Da. Asta e obligatorie treaba asta să-și... Da, adică vă rog să aveți în vedere cu siguranță. Că e un agips, deci nu este... Cu siguranță. Și aș mai
avem rugăminte la dumneavoastră, pentru că aveți proiectul ăsta cu centru de zi pentru persoane vârstnice și pentru că știți că există un centru de zi pentru persoane vârstnice actualmente la Dărmănești care și funcționează, aș dori pentru următoarea ședință un raport de activitate la acești centri. Ok, o să comunicăm colegului nostru. Dacă mai sunt întrebări, da. Mulțumesc. Da. Mai sunt? Vă rog. Nu e nicio problemă. Aici, la județul Matinel, ați văzut că deja s-a lăsat foarte tare asfaltul acolo. Nu știu, trebuie la intrarea pe străduță acolo. Trebuie găsit o soluție urgentă că... O soluție trebuie asfaltată, strada care duce spre biserică. Prima dată trebuie văzut ce este de desubtă, s-a lăsat efectiv cu tot cu... E aceeași problemă cu canalizarea... Da, acolo e o problemă. Nu s-au respectat stratele de... A fost canalizarea făcută cum a fost și sunt probleme acolo, da? Intervenic. Am mai avut mai multe cazuri și pe strada energiei și tot am decupat, am găsit... Tuburi nespate de canalizare. Tot mai adâncă, tot... Deci au fost tuburile montate, de la montaj au fost sparte. Și a lăsat tot scurs și s-a... Mă rog, intervenic. Mai sunt alte intervenții? Dacă nu mulțumim, mulțumim pentru prezență, sărbători binecuvântate, declarăm închise ședințele, o ședință Consiliului Local. Mulțumim, doamne.